Andreea Raicu, una dintre cele mai îndrăgite vedete TV din România, a revenit la Chișinău pentru a aduce un strop de culoare și a le invita pe femeile noastre la o discuție de suflet într-o seară de februarie, în care Andreea Raicu și-a prezentat și colecția de haine. Am prins-o și noi pe Andreea la o discuție matinală și vă spunem imediat ce le transmite ea tinerilor. Am venit cu mare drag să dau mai departe lucrurile pe care le-am învățat și să ajut femeile să aibă mai multă încredere în ele și să facă schimbările pe care își doresc să le facă în viață și să capete mai mult curaj. Și cumva să povestesc despre ce mi s-a întâmplat mie, pentru că știu că atunci când vezi pe cineva că a trecut prin această schimbare, te poate inspira și poți să faci și tu același lucru. Atâta vreme cât te schimbi tu, se vor schimba și oamenii din jur și vor percepe schimbarea ta. Important este să nu faci pentru oamenii din jur și să nu aștepți din exterior, pentru că schimbarea e întotdeauna înăuntru nostru. Și de multe ori ne uităm la oamenii din jur și vrem să fie într-un anumit fel sau suntem cumva deranjați că se întâmplă anumite lucruri sau nu ne simțim confortabil cu ce se întâmplă și tot timpul ne gândim ce bine ar fi ca lucrurile să se întâmple din exterior sau situația ar fi altfel dacă lucrurile ar sta altfel. Ele se schimbă în momentul în care noi ne schimbăm, pentru că ceea ce este în exteriorul nostru este doar reflexia noastră. Chiar astăzi mă uitam, am deschis agenda, cea pe care am făcut-o, agenda Trăiește Frumos, care în fiecare zi are un citat motivațional. Și m-am uitat și spunea că ceea ce ești te caută. Așa că e foarte important să vezi ce te caută, ca să știi ce e înăuntru tău, dacă vrei să schimbi sau nu. Pentru că de foarte multe ori, chiar astăzi era un mesaj, îl spunea cineva de el, nu arunca gunoiul pe drum, dobitocule. Cumva le spunea oamenilor să fie curați, dar în același timp o făcea într-o manieră agresivă. Dacă vrei să se întâmple lucrurile frumoase, începi să le faci tu. Și cu siguranță oamenii din jurul tău vor fi inspirați și vor face lucruri frumoase. Schimbarea mea s-a produs în urmă cu 2 ani, pe foarte multe planuri, în special pe planul de business, pentru că acum 2 ani am încetat colaborarea cu... am încetat colaborarea cu Prima TV, o colaborare de foarte lungă durată, de nu știu, aproape 15 ani, pentru că ceea ce făceam la momentul respectiv nu mă mai reprezenta. Și am luat o pauză pentru că mi-am dorit foarte tare să mă concentrez asupra comunității andrearaicu.ro, asupra acestui proiect care mie îmi dă foarte multă energie și pe care îl iubesc foarte tare, pentru că am strâns o comunitate mare de peste 1 milion de femei care sunt alături de noi în fiecare lună și care vor să trăiască frumos și vor să fie inspirate de un stil de viață sănătos și un stil de viață echilibrat. Îmi doresc să mă întorc în televiziune doar cu un proiect care ar putea să contribuie la schimbarea oamenilor. Pentru că să fiu la televizor, dar de dragul de a face, nu mai îmi doresc. Am muncit foarte mult în zona asta și am crescut și o perioadă pe care o iubesc. În continuare, televiziunea are un loc extrem de special în inima mea, dar îmi doresc ca, fiind acolo, să pot să ajut oamenii să trăiască mai frumos, mai liniștit și în armonie cu ei. Când am prezentat Fabrica de Staruri, am fost extrem, extrem, extrem de plăcut surprinsă de profesionalismul cu care s-a lucrat. Și pentru mine a fost o onoare, pentru că practic am participat la punerea bazelor divertismentului în Republica Moldova, pentru că era primul show de o asemenea învergură, un show foarte mare, un format internațional, care a avut un succes real și m-am bucurat foarte tare că am făcut parte din acest proiect. Astăzi am fost la Prime și am fost extrem de bucuroasă să văd cum a crescut și cât de mult s-a dezvoltat și cumva profesionalismul cu care se lucrează. Și toate celelalte posturi de televiziune în care am fost m-au făcut să-mi dau seama că lucrurile se schimbă într-un mod extrem de frumos, oamenii sunt extrem de profesioniști și interesați să-și facă munca cu foarte multă dragoste și pasiune. Cred că da, cu siguranță aș face același lucru pe care mi-l doresc să-l fac și acasă, să dau mai departe lucruri și să inspir oameni. Pentru că practic asta îmi dă mie energie să fac toate lucrurile pe care le fac. Asta mă hrănește și văzând rezultatele, cumva primesc energie să merg mai departe. Pentru că au senzația că celebritatea ți aduce fericirea și tot ce vine cu ea. Știi că există o vorbă care îți spune ai grijă ce-ți dorești, că s-ar putea să ți se îndeplinească,
Și e foarte posibil să nu fie ceea ce-ți doreai sau de ce aveai nevoie. Oamenii își fac idei despre cum ar trebui să fie lucrurile sau... Cred că e cel mai important să vezi ce înseamnă asta și să vezi dacă ți-o dorești cu adevărat. Și cumva, ce am înțeles eu de-a lungul timpului este că trebuie să-ți manifesti dorințele și să aștepți să vezi dacă existența îți dă ceea ce ai nevoie. Pentru că de foarte multe ori îți manifesti ceva, vrei ceva, dar nu este lucru de care ai nevoie. Așa că e important să fim deschiși, pentru că de cele mai multe ori viața are pregătite pentru noi niște lucruri extraordinar de bune. Dar noi ne închidem și nu le primim pentru că suntem concentrați pe altceva. Nu spun că e ceva rău să-ți dorești să lucrezi în televiziune. Absolut deloc, pentru că este un lucru absolut minunat. Este un loc în care eu de câte ori mă întorc, am foarte multă bucurie. Chiar și azi dimineața, chiar dacă ne-am trezit extrem de devreme, fiind foarte obosită. E important să fac această meserie pentru că și-o doresc și pentru că îi hrănește sau le hrănește. Nu pentru că îți aduce celebritatea care te face cunoscut, popular și oamenii îți aduc și ai tot felul de avantaje. Pentru că atunci când faci lucrurile pentru un motiv în afara ta, nu sunt cele care îți trebuie. E important să asculți și aici, pentru că aici e realitatea. Până acum 3 ani de zile, 4 ani de zile, practic aveam absolut tot ce și-ar dori o femeie sau un om ca să fie cu adevărat fericit. Aveam tot care percepția societății îmi făcea să fiu o femeie fericită și de succes. Practic, m-am născut frumoasă, eram faimoasă, financiar independentă, aveam o casă minunată, călătoream, aveam un stil de viață pe care foarte mulți oameni și l-ar fi dorit și nu eram fericită. Pentru că nu știam de ce nu eram fericită la momentul respectiv și atunci încercam să am mai multe. Pentru că societatea îți spune, dacă ai multe, o să fii fericit. Multă vreme n-am știut care era motivul nefericirii mele și când mi-a fost foarte greu, a trebuit să văd de ce mi s-au întâmplat lucrurile astea. Și am înțeles că viața este cel mai frumos lucru pe care l-am primit și trebuie să ne bucurăm, e important să ne bucurăm de el și să ne purtăm frumos cu el. Și atunci a fost momentul de schimbare, pentru că viața este a noastră, nu e a nimănui. Și în momentul în care trăiești viața, se creează o diferență foarte mare între cine ești tu și ce-ți dorești tu și ceea ce faci. Atunci intervine nefericirea, pentru că aceste două imagini nu se suprapun. Și e foarte important, deși e foarte greu, am auzit continuu, foarte greu, foarte greu. Lucrurile devin foarte grele când îți spui că sunt foarte grele. Să-ți asculți inima și să faci lucrurile în funcție de dorințele tale, nu în funcție de așteptările oamenilor. Se spune că e foarte greu să faci ce vrei tu, pentru că ne-am obișnuit să facem ce fac ceilalți oameni. Și orice ne-ar face să fim diferiți, de foarte multe ori ne-ar putea aduce în poziția să fim neacceptați, respinși, neiubiți, iar asta este cea mai mare dorință noastră, să fim acceptați și să aparținem. Dar în momentul în care îți asculți inima și faci ceea ce vrei tu, chiar dacă ești diferit, întotdeauna crești și ți se întâmplă lucrurile de care ai nevoie și care te fac fericit. Zona de confort este o zonă în care cu toții ne simțim foarte bine, numai că de acolo nu creștem niciodată. Și pot să-ți spun asta ca din perspectiva unui om care era extrem de fericit să stea în zona lui de confort și nimic nu m-ar fi scos de acolo. Acum, challenge-ul sau provocarea mea cea mai mare este să ies cel puțin o dată pe zi din zona de confort și să fac lucrurile cu care unor nu sunt confortabilă. Să mă apropii de oamenii cu care nu rezonez. Pentru că, sau cu care într-o primă fază simt că nu am nimic în comun sau simt ceva să nu mă apropii de ei. Și mă apropii de ei pentru că vreau să văd de ce nu o fac. Și de foarte multe ori am extrem de multe surprize să întâlnesc niște oameni minunați. Pentru că mintea noastră ne creează tot felul de idei, tot felul de percepții despre oamenii din jur. Și atunci mă duc să vorbesc cu ei ca să văd ce s-a întâmplat. Ce mă făcea să resping acea persoană. Nu neapărat să o resping, dar să nu mă apropii de ea. Am foarte mulți oameni dragi pentru că de-a lungul timpului am și lucrat cu ei. Mi-aduc aminte, unul dintre oamenii cu care am petrecut foarte mult timp este Cătălin Josan, câștigătorul concursului pe care l-am prezentat în România Megastar, după care oameni pe care i-am cunoscut în lume. Chiar zilele trecute când am fost în India, am cunoscut o fată absolut adorabilă, Crina Andrei, care mi s-a părut extrem de inspirațională pentru că făcea ce își dorea ea, făcea efectiv ce îi spunea inima. Oameni cu care am lucrat foarte mult aici, echipe de oameni care
care am trăit momente extrem de importante. Oamenii cu care, datorită cărora sunt aici acum, cei de la Women Summit Moldova și locul în care voi comercializa hainele pentru prima oară în afara României, colecția mea de haine. Nu știu, sunt mulți oameni dragi mie aici. Colecția de haine pe mine mă reprezintă, bineînțeles. Și sunt haine extrem de versatile care pot fi purtate de dimineața până seara în funcție de, în funcție de felul în care le accesorizez și cumva sunt haine care rezistă în timp tendințelor, pentru că evident că sunt create în funcție de niște tendințe, dar au o doză de clasic care nu se demodează niciodată, pentru că stilul este cel care nu trece niciodată, doar tendințele, așa cum spunea Coco Chanel. Și sunt foarte ușor și ușor de purtat. Mesajul pe care îl transmit atât tinerilor cât și celorlalți oameni este să fie deschiși și să-și asculte inima și să aibă încredere în ei și în alegerile lor și în ceea ce le spune instinctul. Pentru că instinctul nu ne înșeală niciodată. Și să își trăiască viața în funcție de ceea ce își doresc ei, nu de ceea ce așteaptă ceilalți. Pentru că viața este una singură, ea noastră, trece foarte repede, iar la final nu vrem să realizăm că am trăit viața altora. Pentru că atâta vreme cât facem lucrurile în funcție de dorințele celorlalți, înseamnă că nu ne trăim viața noastră, ci trăim viața lor.